fiecare an, în cea de-a treia zi de Crăciun, Biserica prăznuiește pe Sfântul Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan. Sfântul Ștefan provenea dintre iudeii eleniști, adică dintre iudeii cu origini în diaspora, vorbitori de limbă greacă. A fost ales și hirotonit diacon de către Sfinții Apostoli, împreună cu alți șase bărbați aleși, pentru a deservi nevoile comunității creștine, îndeosebi ale creștinilor proveniți dintre eleniști. Pe lângă slujirea aceasta socială, acești diaconi făceau și lucrare misionară, propovăduind curajos și plin de putere cuvântul credinței creștine. Citim în Cartea Faptelor Apostolilor că a lui Dumnezeu cuvânt creștea și se înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim și mulțime de preoți, adică preoți iudei, se supuneau credinței. În această mișcare de răspândire a creștinismului, Sfântul Ștefan a avut un rol important. Întâmplător în încercarea de a curma convertirile, iudeii l-au luat și l-au dus la judecat în fața Sanhedrinului, același complet de judecată care cu câțiva ani mai înainte l-a judecat pe Mântuitorul Hristos. Au mințit spunând că hulește împotriva templului și a legii, împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Sfântul Ștefan a ținut o cuvântare plină de putere arătându-le cum Dumnezeu, atunci când se arată, nu este ținut sau condiționat geografic, nici nu este prezența sa legată exclusiv de templu, Așadar, îndreptățirea în fața lui Dumnezeu a celor ce îl judecau pe Ștefan, bazată doar pe considerente etnice sau legate de templu, era șubredă. Ba mai mult le-a arătat el pe mulți dintre trimișii lui Dumnezeu, iudeii i-au prigonit și ucis. Aceste afirmație au înfuriat mulțimea, iar Ștefan, plin fiind de Duhul Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată văd cerurile deschise și pe fiul omului stând de dreapta lui Dumnezeu. Când au auzit acestea, au turbat de furie, deoarece tocmai aceste cuvinte le spusese și Mântuitorul când a răspuns întrebării dacă El este Mesia. Eu sunt, și veți vedea pe Fiul omului, șezând de-a dreapta celui tot puternic și venind pe norii cerului. Aceasta a și Ștefan și l-a ucis cu pietre, în timp ce se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și în genunchiind a strigat cu glas mare, Doamne, nu le săcuti lor păcatul acesta. Și zicând acestea, a murit.